Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, astăzi avem încă o dovadă că Scriptura este o carte despre viață, așa cum este ea. Ea nu este un roman de ficțiune romantică, să de altă natură. Dumnezeu a ales să se reveleze pe sine și planurile sale prin intermediul unei istorii cu personaje reale și ale căror vieți sunt redate așa cum au fost ele, fără intervenții cosmetice. O să vedem imediat despre ce este vorba. Să nu uităm, însă, unde ne-am oprit data trecută. Este vorba de capitolul 37, unde am văzut începutul istoriei lui Iosif, personajul principal a ceea ce a mai rămas din Cartea Geneza. Am văzut cât de iubit era el de către tatăl său Iacov și modul în care Iosif se aseamănă cu Domnul Isus Hristos. Tot atunci am văzut și răutatea fraților lui Iosif, care nu ezită să-l vândă izmaeliților. Aceștia îl vor lua și îl vor duce în Egipt, unde va fi vândut lui Potifar. Acesta este momentul în care ne-am despărțit de Iosif, și pentru o vreme vom face cunoștință cu un alt personaj ce va avea un rol însemnat în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Evenimentele pe care le vom observa au fost controversate de mulți cercetători ai scripturii, cercetători care nu se puteau împăca cu ideea că Dumnezeu poate folosi oameni cu slăbiciuni, ca cele ale lui Iuda, pentru împlinirea planurilor sale. De fapt, aceasta este, într-un anume sens, tema acestui capitol cu numărul 38. Dacă ar fi să-i dăm un titlu, probabil potrivit ar fi păcatul și rușinea lui Iuda. Încă un motiv să credem că Iacov nu avea prea multe bucurii de la acești fii ai săi. Din câte vedem până acum, cu excepția lui Iosif și Beniamin, toți sunt copii care creează probleme serioase tatălui lor. Acum nu mai avea nici măcar mângăierea pe care o aducea Iosif. Se pare că este o mare diferență între Iacov și Avram. Dumnezeu spunea despre Avram: Eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui, după el, să se țină de calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Iacov se pare că a petrecut mult prea mult timp în Padam Aram, strângând averi și investind prea puțin în copiii săi. Consider că este o bună lecție pentru toți părinții. Adesea credem că ceea ce au copiii noștri mai mult nevoie este o viață fără griji din punct de vedere material. Sunt atâția părinți care doresc ca fiii și fiicele lor să nu aibă dificultăți materiale așa cum au avut ei, ceea ce este îndreptățit. Însă acești părinți nu manifestă niciun interes în ceea ce privește viața emoțională sau spirituală a copilului. Vă aduceți aminte probabil și de incidentul cu locuitorii din Sihem, când Levi și Simeon i-au măcelărit pe aceștia. Toate acestea sunt dovezi ale faptului că Iacov nu avea prea mare autoritate asupra copiilor săi. De fapt, motivul pentru care Dumnezeu include acest capitol în cartea geneza este ca să ne arate ce fel de copii avea Iacov. În capitolul următor îl vom însoți pe Iosif în Egipt. Dumnezeu l-a trimis acolo înaintea familiei pentru a scăpa familia de foametea din Canaan. În același timp însă și pentru a pregăti locul în care acești copii să fie pregătiți pentru marile roluri ce Dumnezeu le-a pregătit pentru ei în ceea ce privește mântuirea omenirii întregi. Să vedem însă care este istoria formării tribului din care aveau să se nască regii Israelului și în cele din urmă Domnul Isus Hristos. Vă citesc primele două versete. În vremea aceea, Iuda a părăsit pe frații săi și a tras la un om din Adulam numit Hira. Acolo Iuda a văzut pe fata unui cananit numită Shua, a luat-o de nevastă și s-a culcat cu ea. După cum vedeți, Iuda este un om al simțurilor vede, îi place, ea. El nici nu își pune problema unei soții dintre ai lui, așa cum procedaseră bunicul și tatăl său. Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu pe care l-a numit Er. A rămas iarăși însărcinată și a mai născut un fiu căruia i-a pus numele Onan. A mai născut iarăși un fiu căruia i-a pus numele Shela. Iuda era la Xib când a născut ea. Iuda a luat în tâiul lui său născut, Er, o nevastă numită Tamar. Aceștia sunt copiii lui Iuda. Desigur, atunci când Iuda a luat o soție lui Er, acesta nu mai era copil. Dar se pare că încă era foarte tânăr. Oricum, de remarcat în acest pasaj este apariția Tamarei. Este momentul în care ea intră în genealogia Domnului nostru Isus Hristos. Priviți însă la această familie care se scaldă, în păcate. Continuăm lectura, începând cu versetul 7. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, și Domnul l-a omorât. Atunci Iuda a zis lui Onan: Du-te la nevasta fratelui tău, ia-o de nevastă ca cumnat și ridică sămânță fratelui tău. Onan, știind că sămânța aceasta nare are să fie a lui, vărsa sămânța pe pământ ori de câte ori se culca cu nevasta fratelui său ca să nu dea sămânță fratelui său. Ce făcea el, n-a plăcut Domnului, care l-a omorât și pe el. Cred că avem aici o lecție despre ce se poate întâmpla atunci când se pune un accent greșit în ceea ce privește sexul. Societatea modernă a pierdut în totalitate din vedere ceea ce a intenționat Dumnezeu atunci când ne-a creat pe noi oamenii. Astăzi, sexul a devenit scopul vieții multor oameni, iar viețile lor au fost distruse. Mergem o să mai departe, versetul 11. Atunci Iuda a zis norei sale Tamar, rămâi văduvă în casa tatălui tău până va crește fiul meu Shela. Zicea așa ca să nu moară și el la ca frații lui. Tamar s-a dus și a locuit în casa tatălui ei. În vremea aceea, dragi ascultători, era obiceiul că atunci când un bărbat murea fără să aibă copii, fratele lui trebuia să se căsătorească cu femeia rămasă văduvă pentru a avea urmaș. Onan refuză acest lucru și este pedepsit cu moartea. Iuda mai avea un ultim fiu și nu dorea ca și acesta să moară. De aceea, el îndeamnă pe Tamar să plece la casa ei până când acest fiu va crește suficient ca să-i devină bărbat. După cum se poate observa, Iuda nu este nici el un credincios în Dumnezeu. Pentru el, toată problema se reduce la o magie primară. El o consideră pe Tamar ca fiind sursa problemelor. Se gândea că scăpând de Tamar, va scăpa și de probleme. Sunt atât de mulți oameni care încearcă să rezolve problemele spirituale prin astfel de magii. Vedeți, Magia operează după anumite principii matematice aplicate domeniului spiritual. Adică, dacă aplici rețeta corectă, dacă faci descântecul potrivit, obții rezultatul dorit, rezultatul așteptat. Pentru Iuda, Tamar era ghinionul. Dacă o îndepărta pe Tamar, rupea această vrajă ucigătoare. Dar acest raționament este departe de adevăr. Iuda nu reușea să vadă păcatul în care persista el și familia sa va fi nevoie ca Dumnezeu să-l aducă într-o situație de criză pentru a admite acest lucru. Însă asemenea lui Iuda sunt mulți, dragi mei. Li se pare mult mai ușor să aplice anumite rețete, să facă anumite lucruri care, cred ei, îi vor izbăvi. Dar vedeți, aceasta este magia. Încerci să-l manipulezi pe Dumnezeu. Diavolul îi convine o asemenea situație. El folosește cu succes asemenea minciuni, pentru că în acest fel este evitată responsabilitatea omului. Dacă rezultatul nu este bun, înseamnă că a fost rețeta greșită. Dragii mei, aceasta este o mare înșelătorie. Vrem să rezolvăm cea mai importantă problemă a vieții noastre, problema sufletului, fără să ne implicăm în mod responsabil? Aceasta nu se poate. Dumnezeu dorește ca noi să ne implicăm în mod responsabil în rezolvarea acestei situații. El așteaptă ca, în mod responsabil, să luăm în considerare oferta pe care ne-o face el și în felul acesta să vedem cât de mare este dragostea lui. Apoi, el nu vrea doar să vindece o boală, ci vrea să dezvolte o relație. Rețetele vindecă boli, dar nu dezvoltă relații. Acesta era un lucru pe care Iuda încă nu îl înțelesese. Au trecut multe zile și fata lui Shua, nevasta lui Iuda, a murit. După ce au trecut zilele de jale, Iuda s-a suit la Timna. La cei ce-i tundea oile, el și prietenul său Hira Adulamitul. Au dat de veste tamare despre lucrul acesta și au zis, iată că socrul tău se suie la Timna ca să-și tundă oile. Din această relatare înțelegem că Iuda și socrul lui aveau o afacere împreună. Erau crescători de oi și nu mă îndoiesc că aveau o turmă mare. Dar Tamar înțelege că Iuda nu îl va mai da pe Shela ca soț și pune la cale un plan. Versetul 14 Atunci ea și-a lepădat hainele de văduvă, s-a acoperit cu o măhramă și s-a îmbrăcat în alte haine. A șezut jos la intrarea în Enaim, pe drumul care duce la Timna, că își vedea că Shela se făcuse mare și ea nu-i fusese dată de nevastă. Shela era cel de-al treilea fiu al lui Iuda. În momentul în care Tamar înțelege care sunt planurile lui Iuda, își scoate hainele de văduvă și se îmbracă asemenea unei prostituate. S-a bătut la ea din drum și a zis, lasă-mă să mă culc cu tine, că și n-a cunoscut-o că era norusă. i a zis, ce mi dai ca să te culci cu mine? Iată că nici Iuda nu s-a schimbat deloc de când l-am întâlnit prima dată. Este același om condus de instincte. Aș dori să citez aici cuvintele pe care Dumnezeu le spune cu privire la prostituție. Societatea modernă are opinie cu mult modificată, ca și în multe alte aspecte de altfel. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie! Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți, dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Cred că aceste cuvinte ale Apostolului Pavel ar trebui să ne fie de ajuns pentru a explica care este poziția copiilor lui Dumnezeu cu privire la această problemă. Ca oameni care ne identificăm copii ai lui Dumnezeu, ar trebui să fim mult mai fermi în luarea de poziție împotriva prostituției care a atins proporțiile unei industrii în aceste zile. În ceea ce îl privește pe Iuda, el nu-și face nicio problemă. Dar Tamar avea planul ei și îi folosește slăbiciunile. Oare câți nu se îmbogățesc folosind slăbiciunile altora? El a răspuns, am să-ți trimit un ied din turma mea. Ea a zis, îmi dai un zelog până-l vei trimite? El a răspuns, ce zelog să-ți dau? Ea a zis, inelul tău, lanțul tău și toiagul pe care l-ai în mână. El i-le-a dat, apoi s-a culcat cu ea și ea a rămas însărcinată de la el. Ea s-a sculat și a plecat și a scos mahrama și s-a îmbrăcat iar în hainele de văduvă. Iuda a trimis iedul prin prietenul său adulamitul ca să scoată zălogul din mâinile femei, dar acesta n-a mai găsit-o. Curios este că cel pe care îl trimite să scoate zălogul din mâinile femei este chiar socrul lui. A întrebat pe oamenii locului și a zis, unde este curva aceea care stătea aici la Enaim pe drum? au răspuns, n-a fost nicio curvă aici. Adulamitul s-a întors la Iuda și i-a spus, N-am găsit-o și chiar oamenii de acolo mi-au zis, N-a fost nicio curvă aici. Iuda a zis, „Ține ce-a luat, numai să nu ne facem de râs. Iată, am trimis iedul acesta și n-ai găsit-o. Cam după trei luni au venit și au spus lui Iuda, Tamar, noruta, a curvit și a rămas chiar însărcinată în urma curvirii ei. Și Iuda a zis, Scoateți-o afară ca să fie arsă. E, aici, aici. Iuda este un om cu principii, un om care are standarde, nu așa. Da, dar nu pentru el, pentru ceilalți. Dragii mei, lucrul acesta este o mare uriciune înaintea lui Dumnezeu. În cartea Proverbelor, în capitolul 20, citim Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o uriciune înaintea Domnului. Sau o scârbă. Adică oricine are un anumit standard pentru el și un altul pentru ceilalți, este într-un mare conflict cu Dumnezeu. Domnul Isus are și el cuvinte grele pentru o asemenea situație. Căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Aceasta este poziția pe care o are Dumnezeu față de cei ce procedează asemenea lui Iuda. Din păcate, sunt mult prea mulți care au un astfel de comportament. Iuda vede foarte repede păcatul din viața altora, dar foarte greu pe cel din viața proprie. Un alt episod, foarte asemănător cu acesta, este cel în care este implicat David. Nathan, prorocul trimis de Dumnezeu, vine la David și îi spune o istorie despre un bogat care avea turme mari și multe alte avuții. Era și un sărac care nu avea decât un miel. Bogatul a luat mielul săracului și l-a mâncat, la auzul unei asemenea grozăvii, David este neîndurător cu bogatul. Solicită pedeapsa capitală pentru acest om fără inimă. Însă mare este surpriza când află că, de fapt, el este persoana în cauză. El luase soția altuia și se încărcase și cu viața soțului ei. Este interesant modul în care ne vine atât de ușor să vedem păcatele din viața altora, să le condamnăm și atât de greu vedem păcatele din viața noastră și atât de indulgenți suntem cu ele. Acum, păcatul lui Iuda este unul groaznic. Nu este numai un păcat al curviei, dar mai este și incestul aici. Iuda păcătuise cu nora lui. Acesta este modul de viață al cananiților. Oamenii aceia erau plini de stricăciune morală. Pentru ei nu existau piedici în calea plăcerilor lor. Făcea orice pentru a obține aceste plăceri. Acesta este și motivul pentru care au dispărut de pe scena istoriei. Cred că lucrul acesta ar trebui să fie un puternic mesaj pentru toți oamenii. Dragii mei, problema plăcerilor este una foarte complexă. Dumnezeu nu este un ursuz căruia să nu-i placă ca noi să ne bucurăm sau să râdem vreodată. El ne-a creat și pentru a avea bucurii și plăceri. Însă el a intenționat ca aceste plăceri să vină într-un anumit cadru. Marea schimbare pe care păcatul a adus-o în lume este că, de acum, plăcerea începe să-i subjuge pe oameni. Oamenii se folosesc unii pe alții pentru a-și satisface plăcerile, pentru a-și produce plăcere. Nu mai este vorba de reciprocitate. Celălalt nici nu mai contează. Nevoia lui, cine mai are timp de ea? Ceea ce contează este ca eu să obțin tot ce am nevoie. Vedeți care este problema? Eu mă pun în locul lui Dumnezeu și îl fac pe celălalt obiectul meu. Aceasta, dragii mei, este o stratagemă extrem de subtilă, dar și eficientă a diavolului. Tot ce vrea el să facă este să ne îndepărteze de Dumnezeu. Iar făcându-ne să credem că putem fi noi înșine Dumnezeu, este pentru el un mare succes. De fapt, recunoaștem vechea minciună spuse primei perechi de oameni. Veți fi ca Dumnezeu. Cam așa ceva se întâmpla și cu Iuda în acele momente. Nu știu dacă el era conștient de lucrul acesta, deși să știți diavolului puțin îi pasă dacă suntem sau nu conștienți de ceea ce facem. În cele din urmă, Iuda este confruntat cu păcatul lui. Versetul 25 După ce au scos-o afară, ea a trimis să spună socului său, De la omul acela ale cui sunt lucrurile acestea am rămas eu însărcinate. Veste rog al cui este inelul acesta, lanțurile acestea și toiagul acesta. Iuda este gata să termine cu ea. Oare ce și-a spus el? Cu atât mai bine. Viața fiului meu nu va mai fi în pericol. Știam eu că ceva nu e în regulă cu ea. Știam eu că moartea fiilor mei de la ea se trage. Dar Iuda este confruntat acum cu păcatul săvârșit. Recunoaște imediat lucrurile pe care le -a deduse. Dar nu numai atât. Iuda le-a cunoscut și a zis: Ea este mai puțin vinovată decât mine, fiindcă n-am dat-o de nevastă fiului meu și -ala. Și nu s-a mai împreunat cu ea de atunci. Abia acum, se pare, vine Iuda cu picioarele pe pământ. Când înțelege grozavia păcatului lui chiar lui este rușină de ceea ce a făcuse. Dar el a trăit în mijlocul cananiților și a luat nevastă cananită, dar a luat și obiceiurile lor. Doresc să vă invit acum să vă gândiți la un anumit aspect. Vă aduceți aminte, cred, de ceea ce spuneam cândva cu privire la faptul că toate aceste exemple au menirea să ne învețe câte ceva. Noi auzim mereu în ultima vreme de tot felul de strategii pentru propovăduirea Evangheliei. În marea majoritate a acestora ni se spune că pentru a avea o comunicare cât mai eficientă, pentru a fi relevanți, este necesar să ne coborâm la nivelul celor cărora ne adresăm. Nu știu dacă nu cumva de dragul relevanței am ajuns adesea să compromitem și mesajul Evangheliei. Sunt de acord că este necesar să adaptăm comunicarea noastră la nivelul auditoriului nostru, dar când este vorba despre mesajul pe care îl transmitem sau de felul în care reflectăm cu viața noastră acest mesaj, aici Trebuie să avem foarte mare grijă. Sunt mulți slujitori al altarelor care fac compromisuri numai pentru a nu pierde mulțimea din jurul lor. Adesea uită să mai vorbească despre păcat și despre nevoia de mântuire, numai ca oamenii să nu se simtă prost și să nu mai vină la biserică. Se povestește despre un faimos cercetător al Sfintelor Scripturi, pe nume Scofield, că a fost invitat să predice în câteva biserici. În prima seară a plouat foarte puternic și n-au venit prea mulți oameni care să lăudă vorbind. Slujitorul bisericii locale s-a simțit dator să-i ceară scuze că așa puțin oameni veniseră să asculte un predicator cu asemenea faimă. Scofield însă a replicat. Domnul Isus, de cele mai multe ori, n-a fost ascultat decât de cei 12 ucenici ai săi, care nici ei nu înțelegeau întotdeauna ce spunea. Dacă el nu s-a plâns, cine sunt eu să mă plâng că nu a fost o mulțime mai mare să mă asculte? Dragii mei, nu mulțimea trebuie să dicteze mesajul nostru. De fapt, nu este mesajul nostru, este mesajul Domnului nostru și nu trebuie să fie altul. Sunt sigur că atunci când vom transmite mesajul lui cu credincioșie, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va face ca roadele mult așteptate să apară. În ce privește pe Iuda, el trăia după principiile Cananului. În cele din urmă, Tamar va naște. Când i-a venit vremea să nască, iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Și în timpul nașterii, unu a scos mâna înainte. Moașa i-a apucat mâna și a legat-o cu un fir roșu, zicând, Acesta e și cel din tâi. Dar el a tras mâna înapoi și a ieșit frate-său. Atunci Moașa a zis, Ce spărtură ai făcut? De aceea i-a pus numele Pereț, Spărtură. În urmă a ieșit și fratele lui, care avea firul roșu la mână. De aceea i-au pus numele Zerah, cărămiziu. În Evanghelia după Matei, la capitolul 1, unde este dată genealogia Domnului Iisus, citim în versetul 3. Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom, Esrom a născut pe Aram. Apoi, la sfârșitul ei, citim, Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Dragul meu prieten, Dumnezeu n-a evitat condiția omului. Domnul Isus a venit în lumea noastră printr-o familie încărcată de păcate, ca a fiecăruia dintre noi. El, care nu avea păcat, s-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim făcuți neprihăniți prin el. Iată încă o dovadă a iubirii lui Dumnezeu. Dragul meu, poți trăi asemenea lui Iuda, vânând păcatele din viața altora, dar niciodată să nu te uiți la ale tale. Dacă te uiți la viața ta, dă voie Domnului Isus să te vindece de problemele tale. Este cel mai bun lucru care ți se poate întâmpla. încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.